Hai că acum e acum. Ia să vedem cum dracu ieșim de aici. Dau geamul jos de acolo ca să văd cât de cât în dreapta dacă vine vreo mașină și în stânga. Și n-ai, frate, unii merg fără lumini, n-au nicio treabă. Vai de, uite și ăsta cu camionul are doar daylight-uri aprinse. Doar prima poziție la lumini. Uite, altul cu daylight. Uite, nu are nimic, uite în oglindă. Nimic nu se vede. Lumini pe spate, pula. Și bine v-am regăsit. Bă, dar ce ceață nenorocită. Bă, firara mămica e a dracului. Am ieșit mai înainte de la încărcat cu un morcov. Am intrat bine, nu era nimic, nicio problemă. Era, pa, cât am încărcat până m-am încărcat. Cât a durat? 3-4 minute până m-am încărcat. Și când să ies, fai de capul meu, m-a lovit fix între ochi ceața asta. Și e destul de nașpa pe traseul ăsta, pe drumul ăsta aici, că nu vezi, frate, mașinile. Uite și ăsta fără lumini. Băga mea și pula măta de prost. Avea doar day-run light-ul ăla pe față. Mă, eu nu înțeleg, frate, pe unii. Cum dracu mergeți, bă, băieților, bă, fără lumini pe vreme din asta, tată. Jale. Uite că aici e mai bine un pic. Că n-ai vizibilitate în partea alaltă, n-am apucat până am montat GoPro-ul până una alta. Mi-a fost și frică, dracu, să ies în strada principală. Am ieșit cu un morcov după mine, de nu-i adevărat. Că este și circulată strada, știți? Cam asta e ideea. E și circulată strada, sunt multe mașini. Tâmpiții merg fără lumini. Nici măcar nu le, să nu le mai vorbim de ceață din asta. Și poziția pentru ceață, cum are ăsta. Pentru că în momentul în care dispare lumina pe care el o are aprinsă, lumina e de ceață, încă o mai vezi. Și încă o vezi bine. Înțelegi? Dar n-ai, frate, n-ai ce să le faci, n-ai ce să... Tâmpiți fără lumini, fără nicio treabă, nimic. Și uite, mașina practic a dispărut complet, nu o mai vezi, dacă mergi la, cu viteza asta și distanță, dar în schimb se văd luminile, ceața, luminile de ceață. Da? Nici nu-ți dai seama că este mașina acolo. Dacă ar stinge luminile de ceață, pur și simplu nu ți-ai da seama că ar mai fi mașina acolo. Pentru că e alb spre gri, ceața este alb spre gri. Înțelegi? Și n-ai, frate, unii merg fără lumini, n-au nicio treabă. Vai de, uite și ăsta cu camionul are doar daylight-uri aprinse. Doar prima poziție la lumini. Uite, altul cu daylight. Uite, nu are. Nimic nu se vede. Lumini pe spate, pula. Bă, nu știu, oamenii ăștia stâmpiți, frate. Bă, vezi că e ceață prima oară când știi că e ceață afară și vezi că e ceață. A prins, frate, luminile. Uite altă. Ia-o tare. N-are lumini. Are doar day-run light-ul ăla care se aprinde. La unele se aprinde și pe spate, la altele nu. Înțelegeți? Ia-o, ăsta altul. Ia-o tare. Duster-ul. N-are luminile aprinse. N-ai, frate, n-ai cu cine ești nebun la cap. Uite, ăștia au luminile aprinse. Pam, 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 pam. Dracu, că le știi. Aprindeți luminile, fătu-vă în gură, dară. Uite altul. Ia-o tare. Fără lumini. Ia-o de altul. Ia-o de-a. Ăsta are luminile aprinse. Bă, ăștia stâmpiți, frate. Au doar prima treaptă la lumini aprinse, știi? Uite, ăsta cum are luminile aprinse, se vede foarte bine. Uite, și ăsta are luminile aprinse. Vedeți? Uite cum se vede când are luminile aprinse. N-ai, frate, ești nebun. Uite, și ăsta are tot luminile de zi, dar măcar le are și sus și jos. Uite, ăsta le are aprinse. Dar tot așa, are doar DRL-urile aprinse, ăla cu camionul. Nu sunt și luminile, avea doar alea de la Scania, din lateral, pe care le știți. Uite cum arată un daylight. Un daylight, luminile de zi, pardon. Uite, altul care nu are luminile aprinse. Uite,
Doar luminile alea de jos, de la Scania, atât. Prima poziție, prima treaptă, că așa sunt mulți care merg. E ceață în pula mea. N-ai, mă, frate, n-ai așa ceva. Și cred că aici e undeva la 50%, 50% le-au aprinse, 50% nu. Într-adevăr, e ok că ai DRL-urile. Uite altul, cu DRL-urile aprinse. Ia uita. Land Cruiser. Pula pe spate lumini. Nimic. Și ideea e felul următor. Că nu ai DRL-urile, că nu ai luminile de zi. Nu DRL-urile, că nu ai luminile de zi aprinse. Momentul în care tu mergi și dai în ceața aia unde ai vizibilitate de 25-50 de metri, uite ăla din mijloc, tot DRL-urile le are aprinse pe zi. Nu are și luminile aprinse de zi. N-ai, frate, n-ai așa ceva, n-ai cum așa ceva. Înțelegeți? Și când dai în ceața aia unde ai vizibilitate de 25-50 de metri, nu-l vezi. Și asta este panica mea cea mai mare, că nu am cum să-i văd. Că dacă ai avea becurile aprinse, le vezi de-le morților. Și merg și tare ca proști. Uite, ăsta? Nu, ăsta are luminile aprinse. Ăsta le are, ăsta cu Tesla le are, ăsta la alte le are, ăștia de aici le au. Bă, n-ai, frate, inconștienți, tată, inconștienți maxim, maxim. Eu aș sta cu... Eu dacă aș fi poliția, ia uite alea, că și la ăștia cum se îngrămădesc ca tâmpiții. Vedeți în puii mei că semnalizare cât casa e. De mare. Uite altul cu DRL-urile aprinse. Ăla n-are luminile aprinse. E Kia aia, nou. Nu are luminile aprinse. Nu, e Hyundai, e Tucson ăla nou. Ce dracu, dai în ceața aia acolo sus? No, e dezastru. Ce vă ziceam eu de șoferi care n-au nicio treabă cu condusul și n-au nicio treabă nici cu luminile pe care mașina în mod normal ar trebui să le aibă aprinse. I-am dat vreo câteva flash-uri, dar nicio șansă, frate, nicio șansă să mă bată mama. Și nu înțelege, tot dădea de mâini, că de ce. N-am ce să vă zic. Și ia să văd eu acum dacă nu cumva o să apese accelerația în timp ce o depășesc. Are DRL-urile alea pe față și atâta tot. Dar luminile de zi, canci. Și intrăm în zona cu ceață, ceață densă. Ce dracu să zici, nu? N-am, nu știu. Unii șoferi, bă, n-ar merita, ei n-ar trebui să fie pe șosele. Nu ar trebui. Pentru că sunt un adevărat pericol. Un adevărat pericol, să mă bată mama dacă vă mint. Dar asta este treaba, ce să-i faci? Nu am ce să le fac, n-am ce să le zic. Am dat ceva flash-uri, dacă n-a înțeles, asta este treaba. Uite altul, Mitsubishi-ul ăsta, tot așa, doar de light și atât, nimic. Bă, nimic. N-ai, tată, n-ai. Când ești într-o zonă de genul, trebuie în primul rând să țară în minte, bă, când mergeți pe stradă și este ceață sau întuneric, prima oară, duster-ul, fără lumini. Măcar are poziția pusă ăla. Se vede cât de cât și pe spate. Când mergeți pe stradă, în primul rând, când este întuneric sau ceață, trebuie să vă sară în cap, în mintea aia, trebuie să vă sară imediat ideea de lumini. Bă, am luminile aprinse. Să mai întâmplă să mergi fără lumini. Că se mai întâmplă, să poate întâmpla, că na. Trebuie să te gândești la lumini, tată, la lumini. Nu trebuie să te gândești la altceva. Să mai întâmplă, să poți, bă, plec de acasă, am uitat să aprind luminile. Pula mea, sunt niște chestii normale. Dar tu când dai în ceață și vezi că deja, deci mintea mea este setată în felul următor. Când dau de ceață, prima oară mă gândesc că îmi scade vizibilitatea, unul la mână și doi la mână, să văd dacă am luminile aprinse. Asta este instinctul pe care tu trebuie să ți-l formezi ca și șofer. Când îl văd semnul ăsta, indicatorul ăsta, mă apropii și mai mult și pac, am intrarea în mină. Vizibilitatea este de aproximativ 50 de metri. Trebuie să ții niște puncte de reper ca să știi unde te duci și ce faci și cât să-i dai și cât să nu-i dai. Pentru că treaba nu este grozavă. Bun, încarc și cursa asta și după aia o duc să descarc. Eventual dacă o să mai fie nevoie, mai fac încă 3 curse în afară de asta.
sau două, depinde să vedem cât o să aibă nevoie de piatră acolo, în locul ăla. Oricum este destul de dificil, m-am enervat azi de vreo câteva ori din cauza șoferilor. Pun avarii, pun girofarurile, le aprind, bam, bam, să mă bag, să... Na, nicio treabă, tata. Nicio treabă.